sunteți aici? Bună seara. Nu, locul nu e deloc important, cel puțin pentru mine. Și din câte am observat, eu cred că pentru nimeni din, nu pot să le zic concurenți, ci participanți. Dar cel mai important este faptul că suntem prezenți în mentalul publicului, cum spuneți dumneavoastră. Iar dumneavoastră, făcând o cercetare științifică, ceea ce iese din urne, ca să zic așa, nu cred că poate face decât să stimuleze. Acum, pentru cei după locul întâi, poate că stimularea e să revină și în al doilea an. Dacă sunteți în primii 10 oameni de afaceri din România, ce vă face lucrul ăsta? Vă face doar să vă simțiți bine sau vă ajută și chiar și în afaceri? În afaceri, nu știu, n-am observat să mă ajute într-un fel, însă... Acum nu vă întâlniți cu necunoscuți sau alții nu se întâlnesc cu un necunoscut când vă văd pe dumneavoastră, nu? Bine, genul meu de afaceri este făcut cu milioane de oameni, nu doar cu câțiva. Însă ceea ce induce în mine cel puțin această poziție este o foarte mare obligație, ca să spun așa. Nu știu, eu așa o simt. Nu ca și povară, dar ca și obligație de a performa și mai mult. Sunteți în primii 10 din primii 100 din toată țara. În cele 10 categorii, câte 10 oameni acolo, în fiecare dintre aceste categorii, deci nu e puțin lucru. Acum, ați ajuns, credeți că ați ajuns în acest top 10 al celor mai buni oameni de afaceri din România pentru că vă faceți afacerile cum trebuie, cum vreți, cum simțiți sau pentru că ați făcut ceva și pentru alții? Nu. Primul merit, sau dacă pot să spun așa, cred că e faptul că le fac la vedere și fără niciun fel de, mă rog, ascunziș sau deschidere. În al doilea rând, cel puțin afacerile de care mă ocup de 2 ani încoace, chestia asta nouă din construcții, care are un foarte mare impact la multă lume, cred eu că a realizat o anumită... o anumită atenție a foarte multor oameni, cine nu vrea să-și facă o casă în viață. Și, sincer să fiu, aș fi curios să cunosc și criteriile după care dumneavoastră v-ați... O să vi le spun acum repede, este vorba despre respectarea cuvântului dat, inteligență și istețimă, buna conducere a afacerilor. Deci, întrebarea mea și-a primit răspunsul. Irina Columbeanu, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru faptul că ați intrat în acest clasament, că ați venit aici lângă noi pentru explicații. Înapoi în studio la Aliana Pătraș.